12 elevi de la Colegiul Național din Iași au participat la Olimpiada Internațională de Matematică din China în perioada 27 iulie-1 august. La acest concurs au participat tineri din 29 de țări de pe toate cele 5 continente, România fiind reprezentată de Elena Mălina Constantinescu din clasa a 6 -a, care a obținut medalia de argint. La proba pe echipe, două echipaje de juniori au obținut Second Runner Up Group, formată din elevii Ștefan Dan, Maria Otilia Cășuneanu, clasa a 6 -a, Sabina Mălina Grădinaru și Vlad Ioan clasa A7 și Second Runner Up Team, echipa de junior formată din Mălina Elena Constantinescu, clasa A6, Ana Alexia Grădinaru, Ștefan Blăjuții și Andrei Eugen Lăpușneanu, clasa A7. Elevii au fost pregătiți pentru acest concurs de membrii Catedrei de Matematică ai Colegiului Național Iași și de lector Dr. Iulian Stoleriu de la Universitatea Alexandru Cuza din Iași.